Frumoasele adormite. Yasunari Kawabata. Sunt în Anada, la mijloc de martie. Și frig. Nepermis de frig. A doua noapte. Bătrânul Enuchi nu se gândise că va reveni vreodată în casa frumoaselor adormite. Cel puțin, după prima noapte petrecută acolo, nu se gândise că ar vrea să revină. Nici dimineața nu se trezise și plecase. Când se trezise și plecase, nu se gândise că va mai reveni. Totuși, cam la o jumătate de lună după ce fusese prima dată, a sunat să întrebe dacă nu se putea duce în seara aceea acolo. Îi răspunse femeia între două vârste, care îl întâmpină prima dată. Dacă spuneți că plecați acum, cam pe la ce oră credeți că ajungeți aici? Cred că puțin după 9. A, la 9 nu vă putem primi. Fata nu a venit încă și chiar de-ar fi venit, n-ar adormi până la 9. Enuchi a tăcut mirat. Puteți veni pe la 11, iar eu o voi adormi până atunci, a spus femeia domol, în timp ce pieptul lui Enuchi a început să palpite. Bine, ne vedem atunci, a spus el sec. Și ce dacă ar fi trează? Chiar aș vrea să o întâlnesc înainte de a dormi. Ar fi vrut Enuchi să spună, așa pe jumătate în glumă, dar fălcile parcă îi fuseseră încleștate. S-a lovit de legea care guverna misterul acelei case. Trebuie respectate cu atât mai strict cu cât e mai ciudată. Dacă ar fi încălcat-o, ar distruge și dorințele demne de milă ale bătrânilor și visele lor din somnul acela. Și visele lor din somnul acela superficial. Pentru Enuchi a fost ceva neașteptat să constate că pieptul îi tresărise, ca și cum simțise o fascinație când femeia îi spuse la telefon că 9 e prea devreme, pentru că fata nu doarme încă și că o va adormi abia pe la 11. Era poate mirarea provocată de faptul că era invitat deodată într-o viață din afara realității zilnice. O viață în care fata adormea și nu se trezea cu niciun chip. Nu îi se părea nici mult, nici puțin să revină după 2 săptămâni într-o casă în care se gândise că nu va mai veni niciodată. În orice caz, nu fusese nevoie să se lupte cu tentația până acum. De pe altă parte, nu avusese nici poftă să repete această distracție oribilă a bătrâneții și nu era la fel de neputincios ca bătrânii care aveau în general nevoie de acest loc. Dar prima noapte petrecută aici nu fusese deloc neplăcută. Chiar dacă fusese, în mod clar, un păcat, Enuchi simțea că în viața lui de 67 de ani nu mai petrecuse până atunci o noapte atât de pură cu o femeie. Și când se trezise din acea noapte, simțise la fel. Se trezise pe la 8, mai târziu decât avea obiceiul, poate pentru că somniferele își făcură efectul. Trupurile lor nu se atingeau. A fost o deșteptare domoală, ca într-o iluzie, simțindu-se învăluit de mirosul fin și de căldura tânără a fetei. Fata dormea cu fața spre el și deoarece chipul desfătat de somn era scos în față, iar pieptul era retras, între gâtul lung, inocent și bărbie, mușchii erau abia perceptibili. Părul lung învăluia toată perna. Enuchi și-a desprins ochii de la buzele ei, frumos închise, și, privindu-și genele și sprâncenele, nu putea să nu se îndoiască că era virgină. Genele și sprâncenele erau aproape de el, erau prea aproape de el, ca Enuchi, cu prezbitismul lui, să poată vedea clar conturul fiecăreia dintre ele. Nu vedea nici puful fin care strălucea pe corpul fetei, pe față și pe gât. Nu avea nici măcar o pată. Oh. Îngheța mâinile. Uitând de visele urâte, de la jumătatea nopții, bătrânul se gândea cât era de dragă și se legăna ca într-o iluzie, cu gândul că și fata îl plăcea. A căutat sânii fete și i-a strâns în palmă cu blândețe. A simțit o căldură ciudată, ca și când erau sfârcurile mamei lui înainte de a fi gravidă cu el.
ce descriere. Și-a retras mâna, dar acel fior l-a străbătut până la umer. S-a auzit, deschizându-se peretele glisant al camerei vecine. V-ați trezit? A întrebat gazda. Dacă doriți micul dejun, este deja gata. A spus Enuchi, luat prin surprindere. Razele de soare care pătundeau prin gemul ușii luminau vesel draperia de catifea. Totuși, în cameră nu părea să se fi făcut mai multă lumină. E gata micul dejun, l-a grăbit iar femeia. Oh my God! Enuchi s-a ridicat într-un colț și a netezit blând cu cealaltă mână părul fetei. Își dădea seama că femeia trebuia să trezească oaspetele înainte de a se trezi fata, dar ea pregătea liniștită masa. Oare când se trezea fata? Dar știind că nu trebuie să pui întrebări indiscrete, Enuchi s-a mulțumit să zică indiferent. Tare drăguță fata asta. Da, așa este, ați visat frumos? Da, datorită ei. S-au potolit și vântul și valurile și e o zi frumoasă ca la început de primăvară. A schimbat femeia vorba. Acum, revenind aici după o jumătate de lună, pentru Enuchi, nu mai era vorba numai de curiozitate, ca prima dată, ci mai degrabă simțea vinovăție, rușine, dar și o puternică fascinație. Faptul că fusese făcut să aștepte de la 9 până la 11 îi mărise și mai mult nerăbdarea. Aceeași femeie i-a deschis poarta și l-a poftit înăuntru. În alcova târna aceeași reproducere și ceaiul verde a fost la fel de gustos ca prima dată. Enuchi se simțea mai tulburat și mai nerăbdător decât prima dată când s-a așezat calm ca un client vechi. S-a uitat din nou la peisajul cu satul de munte între copacii cu frunze îngălbenite și a spus: acest ținut are clima caldă, frunzele nu mai au timp să se înroșească, nu? Se vestejesc repede. N-am văzut prea bine în grădină, că e întuneric. Probabil, a zis femeia absentă, pentru că s-a făcut frig, v-am pregătit o pătură electrică. Este de două persoane și are în fiecare parte câte un buton de reglat temperatura, așa că puteți să o potriviți cum doriți. De obicei nu folosesc pătura electrică. Dacă nu vă place, puteți să opriți butonul din partea dumneavoastră, dar pe al fetei să-l lăsați așa, vă rog frumos. Bătrânul și-a dat seama că fata trebuie să fie complet dezbrăcată. E interesant că o pătură de două persoane poate fi reglată separat în fiecare parte. E făcută în America, vă rog să nu opriți partea fetei, nici măcar așa, în glumă. Oricât s-ar face de frig, știți bine că ea nu se va trezi. Enuchi a tăcut. Fata de astă seară e mult mai pricepută decât cea de data trecută. Poftim? Este tot frumoasă, toate sunt frumoase, pentru că nu fac niciun lucru rău. Dacă ar face ceva rău, nu ar mai fi frumoase. Deci e altă fată? Da, vă deranjează? De obicei nu sunt chiar așa de infidel. Infidelitate? Ce spune? Doar nu faceți nimic cu fata, nu-i așa? În vocea domoală a femeii se găsea o nuanță de ușoară ironie. Nimeni dintre clienții noștri nu face nimic, toți sunt de încredere. Femeia cu buze subțiri nu îl privea în față. Enuchi aproape că tremura de rușine, dar nu știa ce să spună. Femeia nu era decât o bătrână calmă și rece, obișnuită cu astfel de lucruri. În plus, cum am putea să vorbim de infidelitate când fata doarme și nici măcar nu știe cine a fost cu ea? Nici prima femeia fată și nici cea din seara asta nu au întrebat cu cine și-au petrecut noaptea, așa că nu e vorba, așa că a vorbit de infidelitate. Deci de fapt ce se petrece aici nu e o legătură între doi oameni. Ce vreți să spuneți? Era ciudat că după ce venise în acest loc, știind despre ce era vorba, să spui că ceea ce se petrece între bătrânii care își pierduseră bărbăția și fetele tinere pe care cineva le adormea pentru ei, nu e o relație între doi oameni. Și la urma urmei, ce dacă sunteți infidel? A râs ciudat cu vocea ei tânără femeia, ca pentru a liniști pe Enuchi. Dacă v-a plăcut atât de mult prima fată, când veniți data viitoare, o pregătesc tot pe aceea. Dar o să vedeți că după noaptea asta o să spuneți că fata de azi e mai bună, da? Și când spui că e mai pricepută, la ce te referi? Doar nu face nimic altceva decât să doarmă. Ei, femeia s-a ridicat, a descuiat ușa camerei vecine și după ce a privit înăuntru, a pus cheia în fața lui Enuchi, urându-i noapte bună.